în cartierul Matei Basarab din municipiul Târgoviște, microraionul numărul 2, așa cum este cunoscut, unde administrația locală târgovișteană, iată, a demarat un proiect important de reabilitare a infrastructurii în acest cartier, cartier care este unul dintre puținele care până în momentul de față nu a cunoscut lucrări substanțiale de reabilitare. Este vorba de, practic, toate străzile și parcările de aici. Am început cu zona din spatele nostru, au fost demolate garajele, este vorba aici de o zonă de aproximativ 3500 de metri pătrați, vor fi create locuri de parcare, va fi reabilitată strada, s-a implementat și un proiect de modernizare a rețelelor de gaze și este numai începutul, repet, al unui amplu proiect de reabilitare derulat pe fonduri de la bugetul local și care va viza străzile, parcările, iluminatul public, instalația de preluare a apelor pluviale și spațiile verzi, toate în acest cartier. Și pentru că vorbim de infrastructura rutieră, ar trebui să mai menționez și faptul că vor continua și lucrările în cartierul Mihai Viteazu, microraion numărul 9, pe de o parte pe zona de reabilitare a parcărilor, pe de altă parte proiect care vizează investiții noi pe străzi, întreaga tramă stradală din zona respectivă de asemenea va fi reabilitată, vor fi refăcute și cele două locuri de joacă care în momentul de față sunt nereabilitate. S-a început deja activitatea de reabilitare la unul din locurile de joacă, cel de lângă școala Mihai Viteazu. De asemenea, se va demola centrala termică aferentă străzii Virgil Drăghiceanu, urmând ca în zona respectivă să fie realizată o nouă parcare. Totodată, proiecte majore de reabilitare a infrastructurii au în vedere și modernizarea Bulevardului Independenței, spre exemplu, modernizarea Bulevardului Libertății, modernizarea străzii Calea Domnească, iar suntem în etapa de finalizare a licitației pentru străzile din cartierul Romlux și probabil foarte curând vor începe și acolo lucrările de reabilitare, primele lucrări importante din istoria acestui cartier. Așa cum am mai menționat, și pe proiectul de modernizare a transportului public în comun din municipiul Târgoviște avem o zonă importantă care vizează infrastructura stradală și mă refer la Bulevardul Mircea cel Bătrân, mă refer la Bulevardul Regele Carol, mă refer la strada Gării sau la pasajul rutier de lângă PAFCOM. Toate aceste obiective urmând a face obiectul unui program de reabilitare de o valoare foarte, foarte mare, peste 120 de milioane de lei. Încă sper să semnăm în următoarele 2-3 săptămâni contractul de finanțare pe transportul public. După clarificările anterioare, mi s-a mai transmis un alt set de clarificări, căruia îi răspundem astăzi. Sper să reușim să semnăm contractul de finanțare, iar aceste amânări peste amânări să nu fie rezultatul unei inabilități de gestionare a unor proiecte extraordinar de importante pentru toate municipiile reședință de județ, pentru că trebuie să spunem că mobilitatea urbană este zona cea mai importantă ca și finanțare din întreg programul operațional regional 2014-2020. Deci sper să nu se întâmple lucrul acesta și să semnăm cât mai curând cel mai mare contract de finanțare pe care municipiul Târgoviște l-a semnat vreodată, indiferent de sursa de finanțare. Despre celelalte investiții, continuă lucrările în toată zona centrală a municipiului Târgoviște, de asemenea continuă lucrările la stadion, continuă lucrările pe centura municipiului Târgoviște, continuă lucrările la cinematograful Independența. Sperăm ca în această vară să fie gata și acest obiectiv de investiții realizat prin Compania Națională de Investiții. De asemenea, se lucrează în cartierul Sagricom. Sunt foarte, foarte multe investiții pe care le avem acum în derulare și
tot acest an se va lucra în acest ritm, iar în primăvară sper să avem finalizate câteva obiective de investiții importante și mă refer la Piața Tricolorului, spre exemplu, mă refer la Creșa numărul 13, mă refer la Creșa numărul 14 și poate și credința din cartierul Sagricom, asta ca să discutăm numai de proiectele care vor fi finalizate în următoarele 2-3 luni, cea mai mare parte pe fonduri atrase, Programul Național de Dezvoltare Locală și Programul Operațional Regional AXA 10.